România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi avem un invitat, este vorba de omul momentului, Vlad Voiculescu, cel din cauza căruia coaliția de guvernare stă să se rupă. PNL a ieșit cu un sprijin astăzi pentru premierul Câțu, dar știți că USR Plus, după demiterea lui Vlad Voiculescu, cere ca premierul să fie schimbat. L-am invitat astăzi pe Vlad Voiculescu, nu neapărat pentru a face politică, dar pentru că noi credem că întrebările cele mai importante sunt puse de către voi. Este interesul public slujit de această criză și dacă da, în ce manieră? Asta o să vrem să aflăm de la voi și modul în care evaluați mandatul lui Vlad Voiculescu în mod negreșit, fie că sunteți fani sau nu. Dar ceea ce vă rog eu astăzi este să fiți mai puțin fani și mai mult cetățeni. O să punem și noi întrebările din partea Europa FM negreșit, dar dialogul între trei părți mi se pare cel mai important. Cum arată datele momentului? Poate e nevoie de o scurtă recapitulare. Vlad Voiculescu a fost demis într-o decizie unilaterală de către premierul Câțu săptămâna trecută. După demiterea sa, coaliția a stat să se rupă, încă se poartă negocieri, dar Vlad Voiculescu a plecat de la minister spunând, printre altele, că sistemul sau că autoritățile din România subraportează numărul de decese din cauza crizei COVID. În ultimele 24 de ore a apărut și o chestiune sau o controversă legată de semnarea unui document, înființarea unui grup de lucru de către secretarul de stat moldovan. Premierul spune că un astfel de grup de lucru nu există. Partea domnului Voiculescu a produs un document public care arată că ar exista. Dar chestiunea publică rămâne cea legată de numărul de decese. Vă invit astăzi, așadar, să stați de vorbă cu Vlad Voiculescu, să-i adresați întrebările voastre. Numărul de telefon, îl știți, este 0372069599. O să vă adresez și temele generale de discuție imediat, dar înainte dați-mi voie să-l salut pe fostul ministru al Sănătății. Bine ați venit, domnule Voiculescu. Bine v-am găsit. Momentul acesta, haideți să adresez o primă întrebare, după care să trecem la întrebările ascultătorilor și la perioada de înscrieri. Eu unul cred că chestiunea asta a documentului care este, nu este a grupului de lucru, e o temă falsă, din punctul meu de vedere, dar totuși haideți să o lămurim. Numai ce l-am auzit împreună pe premierul Câțu, spunând mai devreme câteva lucruri și spunând că nu, sau de fapt, accentăm pe faptul că nu ați procedat corect în momentul în care s-a emis acel document. Așa e, și Ministerul Sănătății spune într-un comunicat că dumneavoastră și secretarul de stat moldovan nu cunoașteți legislația. Da, e de-a dreptul trist, ca să nu mai spun altfel, că există măcar o discuție sau o replică din partea premierului apropo de lucrul ăsta, în loc să ne uităm la fond. Dar pe formă există o decizie a unui secretar de stat de constituirea unui grup de lucru cu o agenda anume, cu câteva puncte pe care acel grup de lucru urma să le dezbată, să le rezolve. Actul de altfel este și public și discuția dacă actul respectiv, o simplă decizie, da? Dacă e un act normativ, dacă trebuia publicat în monitor oficial, dacă a avut dosar cu șină, e un grup de lucru. E un simplu grup de lucru și discuția este cu atât mai ridicolă, s-o duci la nivel de premier sau un comunicat oficial al Ministerului Sănătății, cu atât mai mult cu cât pe documentul publicat se vede că data este de 12 aprilie. Ori pe 14, atât eu cât și doamna secretar de stat Andreea Moldovan am fost demiși. La fel, cred că 4 din cei 5 membri. Deci grupul, toată discuția este despre, ar trebui să fie pe fond. Imediat pentru și la fond. Grupul a apucat să lucreze, adică în sine? Nu. 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 Au fost câteva întâlniri în care ne-am lămurit că există într-adevăr o problemă și grupul de lucru ar fi trebuit însă să meargă mai departe și să vadă la nivelul fiecărui spital care sunt raportările și de acolo să aibă în 24-48 de ore, probabil, sau o săptămână, să aibă un rezultat. Haideți să lămurim chestiunea de fond.
De ce era nevoie de grupul acesta de lucru? E procedura uzuală. Ai constați o problemă, îi stabilești urgența și stabilești cine o să se ocupe de ea. Problema fiind că la un moment dat v-ați dat seama că numărul de decese raportat de autoritățile din România este diferit între ele, da? Da, ca să fim și mai specifici, există două platforme. O platformă în care raportează doar spitalele și o altă platformă în care raportează și spitalele și medicii de familie prin DSP-uri și alte entități care ar putea să constate nu-i așa, decesul unei persoane. Ceea ce ne-a sărit în ochi este că numărul de decese raportat în platforma în care raportează doar spitalele este mai mare, și anume semnificativ mai mare, decât numărul de decese din platforma în care trebuie să raporteze toată lumea. Puteți să-mi dați un exemplu, două, la ce spitale vă referiți? Că ați spus la un moment dat că ați văzut mai multe spitale. Care? Dacă ne uităm, de exemplu, la Spitalul Colentina, vedem că diferența este de sute. De sute de persoane. Raportarea din platforma în care raportează doar spitalele este semnificativ mai mare decât raportarea în care ar trebui să fie, să raporteze decât numărul din platformă unde ar trebui să raporteze atât spitalele cât și medicii de familie prin DSP-uri. Deci spitalul raporta în platforma dumneavoastră cu sute, adică aveți și un ordin de mărime, adică câte sute mai multe decât în partea cealaltă? Peste 500. Și cum se explică faptul că în partea cealaltă, același spital se vedea cu mai puține? Adică nu tot... Două lucruri. Două probleme. Unu, metodologie. Doi, aplicarea metodologiei. Sau trei, dacă vreți. Și trei, validarea. Când zic aplicarea metodologiei, înseamnă cineva n-a raportat cum trebuie, cineva n-a gândit cum trebuie metoda de raportare și cineva n-a validat rezultatele cum trebuie. Cam astea sunt metodele. Cine sunt oamenii ăștia? Păi, vorbim de raportarea, pentru raportare responsabil este spitalul, tot pentru, mergând pe lanț, este Direcția de Sănătate Publică, după care la capătul lanțului este Ministerul Sănătății și Institutul Național de Sănătate Publică. Pentru că vorbim despre metodologii și despre raportări, principala responsabilitate este la Institutul Național de Sănătate Publică. Ați spus Colentina, mai sunt și alte spitale, pentru că lumea va trage concluzia că ne concentrăm asupra unui spital. Vorbim... Nu, mi-ați cerut un exemplu, am dat un exemplu. Cred că e valabil pentru majoritatea covârșitoare a spitalelor. Pot să vă spun că Balci, de exemplu, la Balci raportările păreau să fie în ordine. Da, sunt doar câteva verificări pe care am apucat să le facem. Repet, am aflat de această problemă cu câteva zile înainte. Nu era singura problemă de pe masă. Mai puteți numi unul pe negativ? Spitalul Rol 2. Adică acea unitate militară din curtea Institutului Ana Aslan. Acolo există de asemenea o diferență. Bun. În momentul în care ați văzut datele astea, care a fost decizia dumneavoastră ca ministru? Să informați superiorii, respectiv premierul, sau ați decis doar să lucrați în cadrul ministerului până când vă lămuriți? Singura decizie rezonabilă într-o astfel de chestiune, care e sensibilă și e, dacă vreți, și importantă, ca să nu zic gravă, singura decizie responsabilă este să faci ceea ce trebuie să faci ca să înțelegi dimensiunea problemei, după care evident că lucrurile astea ar fi trebuit să ajungă și la premier, la președinte și așa mai departe. Deci nu le-ați comunicat pentru că încă studiați chestiunea asta? Ca să fi... Nu am comunicat în cele câteva zile în care am știut înainte să plec de la minister. Dar în acest grup de lucru erau oamenii în care aveam încredere că se pot ocupa de chestiunea asta în mod cât se poate de responsabil, și ceea ce au făcut colegii mei care au rămas în Ministerul Sănătății este să-l informeze și pe premier în cursul zilei de joi, dacă nu greșesc. Vă dați seama că eu mai am multe întrebări, o să încerc să le strecor la un moment dat, dar n-aș vrea să monopolizez această dezbatere. Am promis tuturor că este de fapt o întâlnire între un politician și publicul din România. Sunt convins că întrebările voastre sunt mult mai interesante decât ale mele. Așadar, la 0372069599 vă aștept să evaluați mandatul ministrului Voiculescu, să vă exprimați opiniile despre ceea ce ați văzut, dar și despre funcționarea coaliției, și, mă rog, să-i adresați orice întrebare despre munca sa
E o emisiune foarte liberă. Înscrierile se tot fac, se pot face în continuare. Colega mea este pe recepție. Și din momentul ăsta putem porni dezbaterea. 0372069599. O să fiți mereu în dialog. O să vă rog să rămâneți pe linie. Și singura rugăminte pe care o am este să ne limităm la două întrebări sau, mă rog, o temă de discuție pentru fiecare interlocutor, ca să dăm posibilitatea cât mai multora. Deschidem? Deschidem, da? Cătălin este primul care vorbește la România în direct. Salutare, Cătălin! Bună ziua, domnilor! Vă salut! Și vă rog să-mi permiteți, domnule Voiculescu, dacă sunteți de acord, așa fi avut două întrebări la care pe rând aș fi dorit să... Rugămintea este să le rezolvăm pe rând, că altfel încurcăm lucrurile. Așadar, prima. Am înțeles. Domnule Voiculescu, dumneavoastră v-ați remarcat ca un luptător împotriva acestei caracatițe care căpușează sistemul sanitar. Credeți că dacă vreodată ați fi întrebat de, nu știu, de DNA, în acele trei luni și ceva cât ați fost la conducerea Ministerului Sănătății, ați descoperit pe cineva? Puteți să ne dați cu nume și prenume sau cu firme care căpușează această instituție? Nu acum, dar dacă... Lăsați-l să răspundă acum, Cătălin. Cătălin, okay, lăsați-l să răspundă, sigur, e important. E foarte bună întrebarea dumneavoastră. Aș avea câteva indicii asupra locurilor în care ar trebui să se uite procurorii DNA. Câteva indicii destul de serioase. Am înțeles. Și de acolo s-ar putea ajunge unde trebuie. De acolo s-ar putea ajunge unde trebuie, dar ca să fiu și mai direct, sunt puține locuri, dacă ne uităm la ariile mari, în care să nu aibă treabă DNA-ul. Sunt puține locuri în Ministerul Sănătății? Sunt puține locuri în sănătate în care să nu fie cel puțin câteva componente care să fie de natură de a fi investigate de DNA. În oricare dintre domenii. De la angajări, la medicamente, achiziția de medicamente, la achizițiile făcute pentru investiții în spitale și așa mai departe. Aproape peste tot găsim componente de corupție. Cătălin? Mulțumesc. Și întrebarea 2. Credeți că demiterea dumneavoastră ar avea legătură cu această caracatiță caracatița asta ar avea vreo legătură cu demiterea dumneavoastră? Personal, nu am nicio îndoială. Și lucrurile cred că sunt clare. Atunci când... Mai întâi nu cred că are nimeni vreo îndoială că mafia din sănătate e prezentă și nu de ieri de astăzi. Și apoi un astfel de sistem se așează, cu cât trece mai mult timp și nu este deranjat, se așează din ce în ce mai bine. Se așează din ce în ce mai bine cu toate interesele care sunt mufate într-un fel sau altul de acest sistem. Au trecut foarte mulți ani, mult prea mulți ani, în care oamenii care fură din sănătate nu au fost atinși. Nu au fost atinși nici cu o floare. De ce? Pentru că unii erau și medici, câteodată medici foarte buni, care, nu-i așa, operaseră pe mama, sora, unchiul procurorului din localitate, al politicianului X. Mulți ani am văzut acest tip de colaborare, dacă vrei, sau de conviețuire. După aia, de cele mai multe ori, la nivel local, ai de-a face cu o conexiune cu un partid. Și e logic. Dacă instituțiile care gestionează banii, funcțiile la nivel local, fie că vorbim de direcții de sănătate publică, fie că vorbim despre case județene de asigurare de sănătate, fie că vorbim despre servicii de ambulanță, atât timp cât aceste persoane sunt numite politic sau sunt numite cu suportul politic al unuia sau altuia, pentru că nu e cineva prin preajmă, nu-i așa, care, nu știu dacă dintre ascultătorii dumneavoastră există cineva care își face are ca plan de carieră să fie manager la Spitalul de Stat sau președinte la Casa Județeană de Asigurări, nu știu, dintr-un județ sau altul al țării. Oamenii care sunt promovați de prea multe ori au conexiuni politice și atunci lucrurile astea sunt foarte, foarte bine înțesate, din Întrebarea ascultătorului nostru era un pic în altă parte, adică exista vreun risc în momentul ăsta? Aveați ceva în mână pe care urma să-l trimiteți la DNA? Sigur că... Nu, mai degrabă vorbim despre... Știți, asta, trimisul la DNA este doar
un aspect. E ceva ce constați că s-a întâmplat, ai dovezi, reușești să ai timp destul cât să adun dovezi și după aia trimiți asta la DNA și sper că într-un timp mai degrabă lung decât scurt să existe o pedeapsă. În mandatul dumneavoastră era vreun document, adică urma să plece ceva, avea cineva o frică palpabilă că vine Voiculescu și îl trimite? Cred că problema e mai degrabă mult mai devreme pe circuit, ca să zic așa. Asta e ultima fază. Și nu e dezirabil. Nu poți să faci curățenie într-un sistem imediat. Nu poți să faci curățenie într-un sistem doar încercând să descoperi hoțiile care s-au făcut. Mult mai sănătos este să mergi la rădăcină. Și la rădăcină sunt două lucruri. Unu, transparență, așa încât la întuneric se poate fura. La lumină, dacă totul este transparent, se poate fura mult mai greu. Asta înseamnă, domnule Voiculescu, că dumneavoastră legați în mod direct pe premierul Câțu de această mafie. Adică, nu, n-am spus asta. Eu întreb. Da, nu, n-am adică spus e posibil asta. Ca domnul Câțu să fi luat o decizie la presiunile unei mafii existente în sănătate? Că anumiți oameni i-au dat semnale domnului Câțu că ce fac eu acolo nu e în regulă? Și că semnalele astea au venit fie printr-un partid sau altul, fie prin alte mijloace, aici n-am nicio îndoială. Dar imediat termin ce cred că era de făcut și apropo de lucrurile de care mulți se temeau și se tem în continuare. Unu, transparență, și ceea ce am început eu este transparentizarea tuturor achizițiilor din sănătate, a tuturor contractelor, a tuturor facturilor, așa încât toată lumea să vadă și cei care vor să investigheze, să investigheze. Și doi, concursuri, așa încât cine vine pe o funcție publică la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate, la Direcția de Sănătate Publică sau în altă parte, să nu mai fie legat umbilical de șeful de partid din localitate, din județ sau dintr-o regiune sau alta, ci mai degrabă să fie pe propriile picioare. Rugămintea mea, ca întotdeauna când purtăm o dezbatere în trei, este să aveți răbdare, pentru că timpii de așteptare sunt mai lungi, dialogul e un pic mai complicat decât atunci când intrați la România în direct. Teo, salutare, mulțumesc că ești aici. Bună ziua. Eu aș avea o întrebare mai degrabă, nu atât de actuală, și anume, acum câteva săptămâni va părăsi domnul Răzvan Cherecheș. Și nu țin minte să fi avut vreo reacție. Ce părere aveți de demisia ta și de ce a făcut-o? Așa e. M-a întristat foarte tare demisia lui Răzvan Cherecheș. Răzvan Cherecheș s-a alăturat echipei în calitate de consilier onorific al doamnei dr. Andreea Moldovan, cândva, cred că după vreo lună de mandat. A părăsit echipa ceva mai târziu, dar relațiile cu Răzvan Cherecheș au rămas cât se poate de bune și am colaborat apoi, pe de o parte prin promovarea a materialelor făcute de profesorul Răzvan Cherecheș și ne-am sfătuit continuu pe un lucru sau pe altul. Cred că e o chestiune care a ținut pe de o parte de, sau în principal de așteptări. Cred că așteptările dumnealui erau ca lucrurile pe care dumnealui le propune sau le-a propus în perioada respectivă să devină realitate ceva mai repede. De asemenea, dumnealui ar fi preferat, și asta ne-a spus și cred că a spus-o și public, o comunicare mult mai clară, mai tranșantă, mult mai agresivă, dacă vreți. Lucru pe care nu am putut să-l facem întotdeauna sau de foarte multe ori nu am putut să-l facem, fie din rațiuni care țineau de coaliția de guvernare și acolo eu recunosc că am încercat toată perioada să abordez lucrurile cât se poate de ponderat, de atent. Mi-am propus în mandatul ăsta să construiesc, nu să mă cert cu lumea. Și dacă premierul se pronunța nu de puține ori fără să ne consulte, m-am gândit că nu trebuie să întorc aceeași, să răspund cu aceeași monedă, ci mai degrabă am încercat să fiu ponderat în declarațiile publice. E o greșeală că nu l-a păstrat pe domnul Cherecheș? Asta era ideea? Da, din punctul meu de vedere, da. Poți să explici? Mi se pare că e un expert în comunicare și
în aceste probleme de sănătate publică. Am avut cursuri cu el la universitatea unde predă și mi s-a părut un profesionist și un om deschis pentru așa ceva. Înțelegem. Nu e nicio îndoială că omul este Răzvan Cherche și un tip genial. El părea că părea cumva că este dezamăgit de colaborarea cu dumneavoastră. Tocmai explicam mai devreme care ar putea să fie, care cred că au fost motivele dezamăgirii. Odată, ideile dumnealui nu au putut fi puse în realitate destul de repede, destul de tranșant și tocmai explicam de ce. Dar, fără îndoială, mi-ar fi plăcut ca Răzvan Cherecheș să rămână până la sfârșit și mi-ar fi plăcut ca sfârșitul să nu fi fost aici. Teo, mulțumesc. Mai e o întrebare, te rog. Mai avea o întrebare. Ce părere aveți de Ioana Mihăilă, având în vedere experiența dânsei, ar face față postului? Ioana Mihăilă ar face fără probleme față postului. Sigur, aici vorbește cineva care nu a făcut față unei campanii deșanțate de linșaj. Dacă vreți, și din perspectiva asta se poate judeca prestația mea la Ministerul Sănătății, nu știu cine ar face față, dar pe fond Ioana Mihăilă este un medic extraordinar și a fost un coechipier extraordinar. Ea a acoperit toată partea de investiții, ea s-a ocupat de PNRR, avem un rezultat excepțional, cu 3,4 miliarde de euro care ne sunt disponibile pentru investiții în sănătate. Este un om de asemenea cu oarece experiență politică și este un om în care cred că nu am întâlnit o singură persoană care s-o fi cunoscut și să fi lucrat cu ea în perioada asta la Ministerul Sănătății și să fie mai puțin decât încântat. Foarte interesant. Deci dacă ce le recomandați colegilor din coaliție? Să pună un alt ministru în locul dumneavoastră, ce să facă mai departe? E o discuție dificilă. E o discuție dificilă apropo de ceea ce ar trebui să se întâmple în perioada imediat următoare. Ceea ce considerăm noi că ar trebui să se întâmple este ca premierul, care nu mai are susținerea unui partener important din coaliție, și anume al Alianței USR Plus, să se retragă. Domnul Boc v-a zis așa, că să faceți un gest... Să faceți un gest ca doamna Moldovan și să mergeți mai departe. Adică să lăsați coaliția să trăiască, să nu puneți persoana dumneavoastră în centrul acestei chestiuni. Nu e deloc persoana mea în centrul acestei chestiuni. Persoana mea era foarte bine pusă acolo unde era, la Ministerul Sănătății, încercând de dimineață până seara să fac împreună cu echipa tot ce puteam eu să fac mai bine. Persoana mea a fost pusă în centrul acestei chestiuni, fără voia mea, dar e dincolo de persoana mea. E vorba despre un gest care arată lipsă de leadership, lipsă de spirit de echipă. Chestiunea asta, gestul premierului, pune sub semnul întrebării lucruri care sunt dincolo de persoana public, mea. Interesul public ce spune în momentul acesta? Ca această coaliție să continue sau să se cramponeze de plecarea dumneavoastră? Pot să răspund iarăși foarte clar. Interesul public, așa cum îl citesc eu, este ca această coaliție să continue. Nu există alternativă la această coaliție și cred și asta a fost perspectiva mea din totdeauna, de altfel discutată și cu Florin Câțu. Cred că ar trebui făcut un plan cel puțin până în 2024 pentru că această coaliție să continue și să aibă și să devină din ce și guvernul și poate și dincolo de guvern să devină din ce în ce mai mult o echipă. Orice echipă și orice colaborare se bazează pe un nivel din ce în ce mai ridicat de încredere. Încrederea se construiește și se construiește cu gesturi mici și cu gesturi mari. Dar nu cu gesturi de tipul celor pe care le-am văzut în zilele trecute. Teo, îți mulțumesc tare mult. 0372069599. Puteți să-i adresați întrebări sau să stați de vorbă cu Vlad Voiculescu despre oricare chestiune din sănătate și cariera lui. Emisiunea este deschisă tuturor. Putem face și politică în mod evident. Este unul, dar de fapt, dacă stau să mă gândesc bine, este pentru prima dată în România când personajul central al unei mari controverse politice vine să stea de vorbă cu publicul. Asta nu s-a mai întâmplat niciodată. Mulțumesc, Vlad Voiculescu, pentru deschiderea asta. Mihai, mulțumesc pentru răbdare. Salutare, bine ai venit la România în direct. Salutare, Cătălin, salutare, Vlad. Bună ziua.
Salutare. Salut. Mie îmi place foarte mult cum vorbește domnul Vlad. Adică... Adică eu? La vorbă așa, sunteți foarte ok, foarte bun, cursiv, aveți cuvinte la dumneavoastră, dar eu cred că demisia nu a venit de aici. Eu cred că demisia dumneavoastră a venit mai mult pe ce s-a întâmplat în ultima perioadă în spitalele din România, cu incendiile, cu toate nebuniile astea, și oamenii cred că aveau nevoie mai mult de fapte, nu de vorbe. Așa cred eu, nu știu, acum eu, să știți că așa văd eu de pe tușă, de pe margine. Adică ce-i fi așteptat? Adică, hai să trecem la o chestiune concret. Păi, cred că oamenii ar fi vrut mai mult fapte, nu știu, să vadă agitație, să vadă că vă duceți prin spitale, că dați afară, că luați decizii mai drastice. Adică, așa v-am spus, dumneavoastră, mie mi se pare că sunteți super mega competent, așa, ca ministru al sănătății. Eu, sincer, mă uitam cu soția la dumneavoastră cum vorbeați la televizor și am zis, băi, frate, deci omul e bun, e deștept, ce să mai, n-ai ce să-i cerți. Dar în momentele astea de criză cu COVID-19 ăsta, trebuie să fiu un pic mai rău, să tai în carne vie. Adică vi s-a părut moale? Da, prea moale. Adică trebuie să fii rău acum, să muști, trebuie să fii ca un pitbull, nu trebuie să fii ca un chihuahua. Mai să rămânește. Să fii rău, adică orice greșeală să fie pur și simplu taxată drastic. Dați afară contractele. Există... Există și o întrebare, Mihai, în chestiunea asta? O întrebare, cred că ar fi, nu știu, de ce nu ați fost un pic mai rău, mai agresiv? Se vede că pare că așa sunteți construit de la natură, un om mai calm, mai blând. Dar cred că în momentele astea aveam nevoie un pic de agresivitate mai mare, mai multă. Adică, foarte interesant. Da. Da, înțeles. Da. Stai să dea ocazia să răspundă. Nu știu, sunteți moale? Da. Am auzit o vorbă la un moment dat. Mi-a spus, mi-a povestit-o cineva. A spus, și dacă șoptești, trebuie să te asculte. Cred că tăria sau puterea sau forța nu vine din... lătrat. Sau din sau din imagini. Am preferat să fac ceea ce mi s-a părut mie că este absolut urgent, și anume să petrec timp alături de colegii pe care i-am adus și să încerc să reconstruiesc o instituție care este în colaps, și anume Ministerul Sănătății. Sigur că mult mai simplu ar fi fost să merg de la un spital la altul și să ies în fața spitalului și să spun câteva vorbe despre cât e de rău și despre care este situația pandemiei în acel moment, dar ce mi s-a părut mie esențial este să construiesc o echipă, să aduc oameni buni în Ministerul Sănătății și să fac lucrurile care mi se păreau mie urgente. Și lucrurile astea urgente țin fie de buget, fie bugetul pentru sănătate, fie de PNRR, fie de schimbarea unor oameni în Ministerul Sănătății, și primul eșalon a fost aproape în întregime schimbat, fie de demararea de concursuri pentru casele județene, fie de transparentizarea unor date. Mie mi s-a părut că nu trebuie să fac show, că nu trebuie să livrez chiar ceea ce așteaptă poate unii care sunt învățați cu un alt tip de politician, pentru că vă spun cinstit că nu am o mare prețuire pentru tipul de politician care este mai mult la televizor decât acolo unde ar trebui să fie ca să și construiască. Sigur, dacă ar fi fost o instituție funcțională, o echipă care deja să facă treabă, ceea ce cred că aș fi putut să construiesc în următoarele luni,
Apoi trebuie să dedici, asta era planul meu, să dedic mult mai mult timp comunicării publice, care într-adevăr este necesară și, cum spuneți, într-o perioadă de pandemie, poate cu atât mai necesară. Sigur, aș fi putut să fac lucrurile mai bine în direcția asta. Dar asta a fost o alegere și cumva aș sublinia un lucru. Eu n-am fost demis sau nu am pierdut mandatul în urma unor alegeri libere, în urma opiniei populare, cum că n-am comunicat într-un fel sau altul, ci cred că tocmai pentru că unora li s-a părut că am fost prea dur, prea hotărât în anumite lucruri, care am văzut că au cam deranjat. Mihai, concluzie. Mie mi se pare puțin că semănați un pic cu Mirel Rădoi. Adică ce-a făcut Mirel Rădoi la echipa de juniori, a echipei naționale, ați văzut. A făcut echipa aia super mega bună, adică foarte, foarte bună. Mi s-a părut că s-a dus un pic echipa națională către echipa de aur a României. Și după aia a plecat și s-a dus la echipa mare. Dar trebuia să o ia de la capăt cu ei. Adică erau jucătorii, erau altfel pregătiți. Copiii de la juniori au ajuns foarte buni și jucau fotbal foarte bine, dar a venit alt antrenor, înțelegeți? Iar Mirel Rădoi s-a dus la echipa mare a Naționalei și n-a mai făcut nimic. De ce? Pentru că a trebuit echipa să o facă din nou. Exact așa a spățit dumneavoastră. Interesantă analogie. Mulțumesc, da. Mulțumesc, Mihai. Eu n-am auzit decât de bine de Mirel Rădoi. Da? Serios? Da. Eu am văzut numai înfrângeri la Mirel Rădoi în ultima vreme, să știți. Dar de bine așa vorbește lumea, de bine, din punctul ăsta de vedere. Adică multă lume îl laudă. Mihai, mulțumesc mult și pentru analogie. Cătălin, un alt Cătălin, bine ai venit. Salutare, mulțumesc mult pentru răbdare. Bună ziua, bună ziua. România în direct, ascultă. Aș vrea să trec, am trei chestiuni așa pe care aș vrea să le pun în discuție. Te rog. Și să începem cu începutul, adică în opinia mea, și nu cred că numai în a mea, multe lucruri rele în politica și nu numai în politica ultimilor ani și în ultimilor zeci de ani se datorează educației. Asta este opinia mea. Educația a scăzut de la an și ne-am ales cu tot felul de oameni care ajung în funcții și cu din ce în ce mai puțină carte, ca să spun asta, sau tot felul de diplome obținute pe teniri unde. Domnule, să fiu foarte direct și aș vrea să-mi răspundeți la fel de direct, domnule ministru Voiculescu, având în vedere ceea ce s-a discutat în presă vis-a-vis și cred că bănuiți ce vreau să vă întreb, vis-a-vis de studiile dumneavoastră, mă interesează să știu nu ce studii ați făcut, ce facultate ați terminat, câți ani a durat această facultate, din că eu sunt mediu, am făcut 5 ani de facultate și e normal să știu și o chestie asta și dacă ea a fost echivalată de către Ministerul Educației. Asta e una dintre... Stați așa să vă răspund. Haideți să răspund la asta. Deci am mers la 18 ani la Viena. Universitatea se numește Wirtschaftsuniversität. Adică e, dacă vreți, ASEU-ul de la Viena. E cea mai mare universitate de economie și una dintre universitățile de top de economie și business din Europa. Și asta e ceva ce puteți să verificați. Vă rog să verificați. Un criteriu este rankingul Financial Times. Iar asta e universitatea, iar facultatea se numește Betriebswirtschaftslehre și înseamnă Business Administration sau Management, am putea spune. Am început în 2001, în 2005 am început să lucrez full-time la bănci. Când am început să lucrez mai aveam două examene. Deci câți ani ați? Asta spun imediat. Deci din 2005 am început să lucrez, deci după 4 ani de studiu am început să lucrez și lucrarea de master, pentru că în momentul în care eu am mers la facultate la Viena nu erau încă separate, nu era bachelor și master. Lucrarea de master am predat-o abia mult mai târziu, în 2011. Deci, dar nu se poate spune că am studiat toată perioada asta. Nu, ascultați-mă. Deci înainte de reforma care a fost implementată odată cu Bologna, reforma Bologna, lucrurile nu erau separate. La Viena era acest studiu care se numea Magister Studium.
mult mai complicat, dar pe scurt maghistră, și dacă mergeți la Viena o să vedeți pe la farmacii, de exemplu, sau la ușile de bloc, vedeți maghistră. Domnule Voiculescu, diploma dumneavoastră este echivalată de către minister? Da, evident. Da, sigur, evident. Nu face publică, nu înțeleg de ce dumneavoastră nu faceți public acest lucru. Am făcut o publică de circa 2000 de ori, dar o găsiți pe pagina mea de Facebook, o găsiți dacă căutați în Google diplomă Vlad Voiculescu, o veți găsi. A fost făcută publică de m-am plictisit de ea, ca să fiu cinstit, la început mi se părea... Am evitat să vorbesc despre studiile mele, că mi s-a părut așa un pic aproape arogant. E una dintre universitățile de top din Europa. Nu prea se compară cu multe lucruri. Vreau să vă spun un lucru. Pe vremuri ASEU românesc, când eu am dat la facultate și am făcut 5 ani, am trăit și treapta a doua și așa mai departe, la ASEU se intra destul de greu, să știți. Știu. Dar acum, a doua chestiune, să nu ținem emisiunea, a doua chestiune... Aș vrea să mă întreb, iar ați declarat în spațiu public și eu citesc doar așa presa online, n-am domnule a face prea în timp așa de prea multe chestiuni, ați declarat că e foarte greu să schimb ceva în minister, fiindcă sunt mulți directori de direcții care sunt puși acolo și au trecut, sunt transpartinici așa și nu reușit să-i, nimeni n-a reușit să-i schimbe. Acum, făcând așa o simplă istorie așa, mi-au aminte de domnul fost Tudorel Toader, parcă, care a reușit, s-a ținut și a reușit să o schimbe de funcție, nu s-o dea afară, s-o schimbe de funcție pe Chiove și domne, care ea se identifica cu instituția în sine. Dumneavoastră ați reușit până acum sau ați început măcar demersurile să eliberați din funcțiile respective director pe acei oameni pe care dumneavoastră, de care vorbiți că este foarte, foarte greu să lucrezi cu ei? Da, pe mulți. În afară, nu vorbim de casele de asigurări, casa de asigurări, aia au altă instituție. Dați-ne exemple, că de fapt asta, ascultătorul nostru... Da, bun, ca să schimb pe cineva care a luat un concurs și care este bine înșurubat într-un post, lucrul ăsta nu se întâmplă, nu se poate întâmpla într-o lună, două. Se pot face detașări. Dacă ați început demersuri. Am început demersuri așa pentru... Așa până încât succesorul dumneavoastră să poată reuși să-i schimbe. Mai bine de jumătate din posturi și în funcție de unde ne uităm. Dar la Ministerul Sănătății pot să vă spun că mai bine de jumătate din posturi nu sunt ocupate prin concurs. Vorbesc de posturile de conducere. Dacă mergem către casele de asigurări, vorbim despre 70-80%. Haideți să spun două Dumnezeului de casă de asigurări. Vorbim de minister acum. Da, la minister, mai bine, la minister, mai bine de jumătate dintre posturi nu sunt ocupate prin concurs. Acolo, oamenii pot... Întrebat. Da, ce m-ați întrebat? Vă rog. Dacă i-ați schimbat. Ați reușit dintre aia care ocupă acum funcțiile astea, chiar și dacă erau fără concurs, atunci da. Dacă da. Adică da. Vreau un exemplu. E mai simplu așa. Dacă ne spuneți un exemplu. Uitați că am schimbat nu pe putere. Nu, dar noi putem verifica funcție de ce spun. Ce am preferat să fac este să... Iertați-mă numai un pic. Ce am preferat să fac este ca pe posturile de conducere care în majoritate erau fie vacante, fie ocupate fără concurs, să aduc oameni în care puteam să am încredere. Pe posturile respective. Și asta este și mai jos, oamenii aceia în care aveam încredere, oamenii aceia care veneau de obicei din alte instituții, să poată să-și creeze propriile echipe. Nu cred că este rolul ministrului să meargă la toate nivelurile, okay. Ci mai degrabă la nivelul cel mai de sus. Mai avem fix un minut în segmentul ăsta. Da, așa este. Nu e nicio întrebare legată de asta. Ultima chestiune, Cătălin. Și ultima chestiune. Acum să trecem un pic la politică. Acum, având în vedere că toți care ați ajuns acolo la guvernare, adică statul va da niște avantaje, aveți mașini, aveți salarii, aveți, știu eu, suntem, adică statul are grijă de toți cei care sunt în față, are grijă. Da? Să nu discutăm de asta.
La fel și dumneavoastră trebuie să avem să discutăm de asta, dacă vrei. Așa, da, întrebarea, da, cum mai sunt... La fel și dumneavoastră trebuie să aveți... Acum întrebarea mea este... Și dacă puteți să fiți un pic, zic eu, să nu fiți subiectiv. Întrebarea mea este, având în vedere că primul ministru va demis, adică a demis un ministru, primul ministru a demis un ministru, vi se pare o chestiune așa de gravă? Adică noi, cum să zic, noi românii ne dorim o continuitate, fiindcă nu eu n-am votat partidul, am votat alt partid, am votat partidul noastră, înțelegeți? Dar nu asta e problema. Chiar acum eu îmi doresc, adică eu țin cu guvernul ăsta, fiindcă îmi doresc o continuitate, să de afaceri, am nevoie de rezultate economice bune. Mulțumesc mult! O să am înțeles întrebarea, am prins întrebarea. Dacă vrei, rămâi pe fir, ne întoarcem în 2 minute și jumătate. Trebuie să dăm publicitate acum. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Vă mulțumim că urmăriți astăzi România în direct. Vă mulțumim pentru nesfârșitele telefoane pe care le primim și pentru impactul pe Facebook. Mă uit și la mesajele voastre. Acolo imediat voi și lua unul dintre ele. 0372069599. Rămânem în direct cu Vlad Voiculescu și pentru minutele următoare. Nu știu dacă mai este Cătălin pe fir, dacă e, vă rog să-mi confirmați. Mulțumesc că ai avut răbdare. Întrebarea ta o reformă formulez eu pe scurt, după care reintrați în dialog, era următoarea. Este firesc ca această coaliție să nu mai meargă numai pentru că dumneavoastră ați fost demis? Este firesc ca funcționează, da? Funcționează, da. Este firesc ca nu mai am eu căștile. Este firesc ca această coaliție să funcționeze după anumite reguli. Și aici nu ține deloc de persoana mea. Nu, asta e întrebarea. Scuzați-mă, încerc scuze. Nu asta e întrebarea. Okay, este bine. Normal ca prin schimbarea unui singur ministru să dăm jos un guvern? Adică ce, eu zic că asta este, nu știu, mi se pare, nu vreau să fiți dumneavoastră, sunteți într-adevăr subiectiv, fiindcă e vorba de dumneavoastră, e vorba de partidul dumneavoastră, dar e normal, adică pentru noi, pentru români, v-ați gândit vreodată că pentru România schimbarea guvernului sau schimbarea primului ministru acum ar fi un lucru bun sau un lucru rău? Uite, altfel formulată întrebare. Cred că, în general, trebuie să avem în funcții publice oameni pe care ne putem baza, în general, și noi toți. Când era normal să începe să răspundeți, vă rog frumos. Nu, încerc să vă spun ce gândesc. Deci, odată, în general, trebuie să fie în funcții de conducere oameni care să împărtășească un anumit set de valori, de etică, de leadership, de spirit de echipă și așa mai departe. Dacă o faptă poate fi interpretată doar pentru ce e ea în sine sau și pentru mesajele pe care acestea le transmite, asta e o altă discuție. Eu cred că e a doua variantă și anume, dacă un ministru poate fi schimbat pur și simplu, fără niciun fel de argumente, fără niciun fel de evaluare, doar pentru că premierul spune n-a comunicat bine sau lucruri de genul acesta, lucrul ăsta nu pare să fie în regulă deloc și asta este o opinie împărtășită de foarte mulți oameni. Dăm jos guvernul de cauza. Există un dirijor, există o orchestră, da? Și unul dintre ei... Vă înțeleg punctul de vedere. Îi se pare dirijorului că el cântă fals. Odată de două ori îi se pare. Hai, domne, să-l schimb, poate aduc alt violonist care cântă mai bine. Nu știu, sau ce facem, schimbăm... sau schimbăm dirijorul. Păi e simplu. Dacă dirijorul își face orchestra... Mă legut înainte la echipele de fotbal, știți, când jucătorii nu mai vor să mai joace, patronul are ce să facă decât să schimbe antrenor. Dacă dirijorul ar fi fost ales de oameni, atunci ar fi avut dreptul să-și facă propria echipă și să schimbe pe cine dorește din propria echipă. Dar dirijorul nu este ales. Dirijorul nu este ales de oameni. Domnule ministru, aici e vorba de România și de România și de bunul mers al țării și de ratinguri, de standarde, deci aici e vorba de economie, de altceva.
Adică lucrurile astea nu dau bine și dumneavoastră știți chestia. Vă înțeleg punctul de vedere. Vă înțeleg punctul de vedere. Nu o să spun încă de acum că nu-mi propun să dau bine. Îmi doresc să rămâneți, încă nu dă bine. Da, mulțumesc, Cătălin. Foarte interesant dialogul. Mulțumesc tare mult, Cătălin. Iau altă întrebare de pe Facebook, care sună în felul următor. Dom'le, dați accepta, uite, ca să trecem într-o chestiune asta de compromis, ca partidul să vă propună pentru o funcție de secretar de stat, s-a invocat o rocadă acolo. Da, nu e vorba de mine. Nu e vorba de mine. Eu pot să nu am nicio funcție. Nu e asta nicio problemă. Chiar nu e o problemă care ține de persoana mea. E o problemă mai degrabă de principiu și e o problemă de mod de a acționa într-o funcție. E la fel, dacă vreți, este, singur, păstrând proporțiile, este ceea ce s-a întâmplat cu alegerea PSD în 2016. Da, oamenii i-au votat, le-au dat o forță, da? Le-au dat putere, dar nu le-au dat putere ca să schimbe legile justiției, nu le-au dat putere ca să o schimbe pe Chioveși, nu le-au dat, oamenii le-au dat putere. Și așa îmi amintesc că argumenta și Dragnea și ai lui atunci, dom'le, oamenii ne-au votat să facem. E, nu e chiar așa, când dai putere cuiva, te aștepți la un anumit nivel de responsabilitate și te aștepți să facă ceea ce a spus că face. E, la niciun moment în negocierile de coaliție nu a fost vorba că Florin Câțu își alege el o echipă și că poate să dea afară pe cine dorește și să pună condiții și să nu treacă prin guvern nimic ceea ce nu i-ar conveni unui partid sau altul, mai degrabă din interese care țin de partidul respectiv, nu de interesele României. Deci sunt niște reguli de bază. Nu dai putere cuiva sau nu continui să-i lași puterea cuiva dacă puterea aia este folosită nu în interes național, nu în interesul oamenilor care ne-au votat, ci în interesul unei persoane sau unui grup de persoane. Ne întoarcem la dezbatere. 0372069599. Ramona, mulțumesc tare mult pentru răbdare. Ești în direct cu Vlad Voiculescu. Bună ziua, domnule Voiculescu, v-aș ruga foarte mult să-mi spuneți părerea noastră sinceră referitoare la concursurile din sistemul sanitar. În contextul în care toată lumea știe și nimeni n-are curajul să vorbească despre faptul că în marile spitale posturile sunt scoase la concurs cu dedicație. Când spun cu dedicație, mă refer la sistemul ăsta de nepotisme care se practică, datorită căruia noi nu avem accesul la posturi. Concret, mă mir de ce instituțiile nu se sesizează, de ce cei care organizează concursul aparent corect nu se sesizează, de ce nu se prezintă oamenii la concursuri. Sau se prezintă 2-3, din care unul este desemnatul câștigător dinainte de a se organiza concursul, iar ceilalți sunt de fațadă. Vă spun, cunosc cazuri concrete în care oamenii au mers să-și depună dosarele și li s-a explicat foarte clar că dacă vor să mai lucreze în spitalul respectiv, să plece capul și să o ia într-altă direcție, pentru că se știe din start cine va câștiga. Este o realitate cruntă care se întâmplă în toate marile spitale și de asta medicii preferă să plece în alte țări, pentru că efectiv nu au loc. Eu consider că un ministru sau cineva care are o putere suficient de mare ar trebui să vină și să spună așa: domnule, toți medicii peste 4-5 de ani, nu contează cu concurs angajați sau fără, că considerați proști sau deștepți, ar trebui să dea un examen teoretic și un examen practic. Să vedem ce știți voi aici. Pentru că ne trezim ca... Te referi la medici sau la personal? Mă refer strict la medici care ajung să... medicii competenți ajung să fie sclavi pe plantație și trăiesc ca rezidenți 100 de ani în spitale, iar alții care efectiv n-au nici abilitățile, nici cunoștințele suficiente, ajung să intre pe post printr-un concurs care a fost organizat doar de fațadă, și proștii au funcția și fraierii prestează. Efectiv, asta se întâmplă și vă spun sincer, nimeni nu are curaj să vorbească, pentru că orice medic care ieși în față, vorbim despre medicii cei care sunt în categoria sclavilor, rezidenții care stau și prestează, sau cei care într-o formă sau alta sunt încă în spitale fără post și care nu au curaj
să meargă și să-și susțină niciun de punctul de vedere, pentru că vor fi zburați în momentul 2 din spital. Și întrebarea este, dacă cunoașteți fenomenul acestor concursuri aranjate în marile spitale? Da, stai cu noi, stai cu noi pe fir ca să putem avea un dialog. Te rog, rămâi aici. Sigur. Da. Sigur. Da, am auzit și eu de asta. Încă înainte să ajung la minister și mi-au scris chiar aseară, citeam mesajele cuiva. Oameni care fie nu au curaj să se ducă la concurs, fie dacă se înscriu, li se spune, știi, vine fata doamnei profesoare, mai degrabă nici nu vă băgați. Fie concursuri care sunt anulate de 2-3 ori pentru că s-au înscris mai mulți la concurs, lucrurile astea trebuie să înceteze. Și lucrurile astea sunt, așa cum bine spuneați, în măsură să îi facă pe mulți să plece din țară, pentru că sistemul de relații și de dependențe, fie de cineva care e într-o universitate, fie de cineva care are o funcție importantă într-un spital, și dacă n-ai pe cineva la Consiliul Județean sau la primărie sau pe undeva prin altă parte care să conteze, da, mai degrabă ți se spune să stai deoparte. Asta poate fi abordată, sigur, și punctual. Știu că în 2016 am trimis de câteva ori corpul de control la spitale unde aveam informații că se organizează lucrurile așa. Lucrurile trebuie abordate însă mai degrabă sistemic și lucram și sper că o să se lucreze în continuare la o strategie pentru resursa umană în sănătate, care să includă și un alt fel de a organiza concursurile. Adică o chestiune care cere timp. Dar, Ramona, tu ești în situația asta? Adică ești unul dintre medicii care se confruntă cu chestiunea asta? Eu sunt direct implicată în contextul în care soțul meu este unul dintre medicii care este afectat puternic de treaba asta. În contextul în care își face meseria profesionist, este foarte bine pregătit și efectiv îl văd cum se îmbolnăvește din cauza rahaturilor din spital și aș vrea să pot să fac ceva și știu că nu pot să fac nimic pentru că în momentul în care aș ieși, nu știu, în public și aș spune tot ce am văzut, tot ce am auzit, el ar fi în ghilimele mazilit, mă înțelegeți? Deci nu există, pentru că, în primul rând, se caută cei care au sifonat, nu se caută rezolvare la probleme. Mi se pare normal să căutăm rezolvarea problemelor, să vedem până la urmă, că, de fapt, e vorba de sistemul sanitar, nu de un alt sistem unde merge și așa, știți? Adică, nu același lucru dacă te operează băiatul domn profesor care săracul îi vai și amar de capul lui și habar nu are, sau dacă te operează un medic competent. Nu este același lucru. Și eu consider că ar trebui cineva să zică, domnule, hai să o echipă de afară venită să evalueze pe ăștia, să vedem, știu sau nu știu. Că intră în sala de operații și rămân oamenii handicapați în spatele lor și vă spun sincer, sunt armate de oameni care ar putea declara asta dacă nu le-ar fi frică. Foarte interesant. Mulțumesc tare mult, Ramona. Știți că a existat, când a venit ministrul educației aici, el a propus mai multe evaluări de tipul ăsta. E posibil o evaluare de genul ăsta în sănătate? Da, sigur că ar trebui și, de altfel, suntem una dintre puținele țări unde există aceste contracte pe viață și unde, odată ce te-ai titularizat pe post, practic că operezi odată la 2 săptămâni sau muncești până nu mai poți acolo, e aproape tot asta, e aproape tot aia, primești același salariu și cu totul altele sunt criteriile după care, nu știu, primești bani pentru investiții în propria secție sau alte lucruri care ar putea fi interesante. Ați propune o astfel de schimbare? Dar nu numai dacă aș reveni, o să o propun oricum și USR Plus prin noul ministru, că o să fiu eu sau altul, cu siguranță asta trebuie să facă. O secundă? Cum că o să fiți dumneavoastră noul ministru? Da, eu n-am văzut încă argumente pentru care această variantă să fie complet scoasă de pe masă. Adică astăzi la negocieri coaliția se duce cu numele dumneavoastră? Asta e treaba coaliției. Ați discutat asta? Adică cum?
încă o dată, nu ni se pare că este dincolo de o nedreptate personală. Ni se pare că nu a existat niciun fel de evaluare, niciun fel de discuție serioasă despre lucrurile începute în sănătate și, încă o dată, nu există, pentru dumneavoastră, pentru dumneavoastră există speranță că veți fi propus din nou ca ministru? Speranța mea e mai puțin legată de punctele astea. Vă spun foarte onest că sunt dezamăgit și la nivel personal și afectat, dar dincolo de asta nu e o funcție de care o să mă agăț și în general nu o să mă agăț de funcții, dar USR Plus are niște lucruri de făcut în sănătate și printre altele am vrea să vedem toate aceste nepotisme și această pilăraie să dispară și nu poate să dispară de pe o zi pe alta și sper eu că lucrul ăsta nu depinde de numele unui ministru sau al altuia, ci mai degrabă depinde de lucrurile pe care ni le-am asumat că le facem. Adică nu excludeți o întoarcere în minister într-o formă sau alta? Nu, deci aș exclude lucrul ăsta. Dacă aș avea ceva ce să-mi reproșez cu adevărat, atunci evident că nici n-aș avea curajul să spun lucrul ăsta. Dar mai puteți lucra cu domnul Câțu? Cu domnul Câțu mi-închipui că este greu de lucrat pentru mine. Presupun că și pentru dumnealui între timp, dar am mai spus-o, domnul Câțu nu a demonstrat nici leadership, nici spiritul de echipă, nici înțelepciunea politică, nici nimic din toate acele abilități care credeam noi că îl califică pentru funcția de premier. Paul, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, mă bucur că mă puteți auzi și mă bucur că m-ați primit, pentru că sunt lucruri pe care, într-adevăr, așteptăm de multă vreme să le aflăm cu subiect și predicat de la Vlad, mai ales că îmi pare că nu a avut îndeajuns de mult timp să comunice către cetățenii simpli lucruri importante. Așadar, dacă mă auziți bine, da? Da. Întrebările sau opiniile? Vreau să spun două lucruri și, bineînțeles, voi adresa și întrebarea. Cred că noi cunoaștem cu toții eforturile lui Vlad în vederea transparentizării, a eficientizării și mai ales a depolitizării sistemului de sănătate. Doar că acești termeni sunt dificil de asimilat de către opinia publică, în special în absența unor exemple concrete, transmise în mod detaliat și consecvent către simpli cetățeni. Un exemplu ar fi organizarea de concursuri pentru casele județene de asigurări de sănătate, conduse momentan de persoane conectate politic, multe dintre acestea ajungând la conducerile CJAS strict prin detașare și bineînțeles că nu au nici măcar experiența necesară. În 2016, Vlad spunea că a realizat foarte târziu că trebuie să construiască o echipă funcțională la Ministerul Sănătății pentru a avea rezultate. Totodată, abia după câteva luni de muncă, a reușit să implementeze proiectele asumate și să prezinte public rezultate concrete. Acum, de data aceasta, ați început acolo cu o echipă extinsă, da? Mulți consilieri și, bineînțeles, cu ceva experiență, însă tot a fost nevoie de mai mult timp. Acum, întrebarea mea către Vlad este aceasta. Credeți că o abordare mai incisivă în privința comunicării în cele 4 luni din ultimul mandat ar fi alterat acest deznodământ? Răspunsul simplu, cred că este nu. Cred că deznodământul nu are nicio legătură cu comunicarea mea. Cred că ar fi făcut prețul plătit de cei care au luat această decizie mai mare și poate că ar fi amânat lucrurile. Dar revenind la ceea ce cred că este prima dumneavoastră întrebare, apropo de echipa cu care am venit și de timp, mai întâi aș vrea să lămuresc lucrul ăsta. Nu am venit cu o groază de consilieri. La fel, aceeași acuzație am auzit-o și în 2016. Conform HG 144, ministrul are 8 consilieri și fiecare secretar de stat are câte 4 consilieri. Posturile nici măcar n-au fost în totalitate ocupate în dreptul ministrului sănătății, n-au fost ocupate toată perioada. Că au fost mai mulți consilieri onorifici care au vrut să ajute cu un loc sau cu un lucru sau cu altul, asta e altă poveste, dar nu a avut Vlad Voiculescu mai mulți consilieri decât miniștrii dinainte. Asta cu privire la echipa de consilieri. Dar întotdeauna ai nevoie de timp. Și haideți, ascultătorii Europa FM, în general, cred că, sau nu știu dacă în general, dar cred că sunt foarte mulți care lucrează în privat. Haideți să ne uităm la... Da, de fapt, nici nu-i vorba doar de ei. Gândiți-vă la ultima dată când v-ați schimbat jobul.
ce ați făcut în primele 4 luni. În primele 4 luni ați reușit să aveți reușite fulminante, ați reușit să faceți proiecte grandioase. E un timp. Timpul este resursa pe care nu poți să o cumperi. Timpul este resursa de care ai nevoie ca să aduci oameni, ca să formezi o echipă, ca acea echipă, ca acel grup de oameni să reușească să funcționeze ca o echipă. Ai nevoie de timp pentru, în plus, în administrație. Vorbim despre, sau principalul instrument sunt acte normative. Un act normativ, fie că este un ordin de ministru, o hotărâre de guvern, o ordonanță de urgență, astea au nevoie de timp. Există un proces birocratic prin care trebuie să treci. Nu vreau în niciun fel să-mi găsesc scuze, dar așa cum a observat ascultătorul mai devreme, în 2016 am avut primele 3-4 luni în care nu am ieșit aproape deloc și apoi au început să curgă proiectele finalizate. Aproape în fiecare zi prezentam câte unul. Pur și simplu e nevoie de timp. Mie nu mi-e clar, Paul, care e de fapt esența întrebării tale sau care e reproșul tău? Că nu îl văd până la cap. Nu este un reproș. Eu cred că Vlad a avut atâtea atacuri în ultima perioadă și am înțeles foarte bine acest lucru cu privire la cei consilieri onorifici și cuvântul onorific înseamnă automat faptul că nu este plătit. Deci tot ce a fost pe TV aruncat pe foarte multe televiziuni, s-a înțeles că este ceva părtinitor și care nu este te real. Te referi la declarația? Exact. La declarația domnului Chereș cu măsurile, da. Nu era lui. Nu, și celelalte televiziuni care au spus pur și simplu că Vlad are 40 de consilieri. Nu era vorba de consilieri. Și normal că avea nevoie de o echipă care să poată să implementeze proiecte, să lucreze, să eficientizeze procesele. Noi știm lucrul ăsta și spre bine de alți politicieni clasici, noi știm foarte bine ce înseamnă bunele intenții și de ce a ajuns Vlad acolo și știm background-ul lui. Problema este alta, problema este că nu s-a creat niciun fel de presiune publică, pentru că în timpul acestor atacuri, care au avut o perioadă destul de lungă, probabil săptămâni întregi la televiziuni, eu cel puțin, cel care sunt conectat cât de cât la domeniul politic și la viața politică din România, nu am reușit să văd comunicare concretă, coerentă cu ce se întâmplă, ce se face. Și atunci nu s-a echilibrat presiunea asta prin presiune publică, de fapt, astfel încât să nu se ia o decizie de genul acesta de către un prim-ministru care a simțit că are loc. Poate. Are șansa să facă asta și dacă nu-mi place pe brat sau eu știu, sunt alte interese, haide că pot să iau decizia. Sunt într-o foarte mare măsură de acord cu dumneavoastră și asta este lucru pe care aș fi putut să-l fac mult mai bine. Adică să comunicați niște lucruri concrete pe care le faceți și care deranjează. Mulțumesc tare mult, Paul, dar de fapt ce-l deranjează cel mai tare pe domnul Câțu la dumneavoastră? Da, asta va trebui să-l întrebați pe dânsul. Nu știu, e adevărat că vi s-a transmis foarte clar să nu publicați ordinul cu pricina? Adică nu, nici gând. Nici gând. N-am avut cu nimeni vreo discuție înainte. Nici nu. De la Cancelaria Premierului, nici de la celebru Comitet de Coordonare, nici de la Grupul Strategic. Nu, absolut deci, deloc. Deci nu a fost insubordonare. Nici gând. Nu, dar v-a sunat domnul Câțu după asta? Nu, eu am încercat să-l sun. Și haideți să spunem lucrurile pe nume. E un pretext absolut penibil. Dacă să spunem că ar fi fost o problemă cu respectivul ordin, deși pe fond, și asta e una dintre frustrările mele, că nu se discută pe fond. Pe fond, lucrurile scrise în acel ordin sunt cât se poate de corecte și benefice interesului public. Dar pe formă, să spunem că ar fi fost o problemă, lucrurile se rezolvau în 15 minute. Stați un pic, că a fost o serie de controverse, scandaluri și așa mai departe. Ați vorbit cu omul ăsta în perioada asta, în ultima lună și jumătate, când s-au întâmplat toate astea? Aproape în fiecare zi. Bun, și ce v-a spus? Vlad, îți reproșez, bănuiesc că sunteți la tertul, niciodată. Da? Niciodată nu mi-a reproșat lucruri cu adevărat. Uitându-vă unul într ochii altuia, el nu v-a spus, Vlad, sunt nemulțumit de, potolește-te cu, nici o să măcar, te pun la colț? Nici măcar o singură dată. Nici măcar o singură dată. Asta este și surpriza mea, de asta vă spun că lucrurile sunt de-a dreptul șocante, au fost pentru mine și de-aia nici n-am primele 48 de ore, m-am și abținut să spun aproape orice. Adică ce, era numai lapte și miere, colaborați profesional și buf, într-o zi a venit și a zis te dau afară? Nu am avut probleme de comunicare, dacă vreți. Am avut mai multe lucruri pe care... Cred că au fost mai multe lucruri pe care le-am reproșat eu dânsului decât invers. Adică, cum ar fi? De exemplu, faptul că s-a pronunțat public pe anumite lucruri înainte să ne consultăm sau trimiterea corpului de control odată cu publicarea datelor în transparență pe vaccinare și testare. Vă referiți la dosarul Voinea?
acum sunteți? Să-i spunem dosarul Voinea. E, Ștefan Voinea e un om asupra căruia nu am niciun indiciu că ar fi făcut ceva în neregulă. Știm însă că premierul a trimis un corp de control care l-a chemat pe Ștefan Voinea de la Cluj, deși era un consilier onorific, dar cineva care lucra voluntar. L-au ținut 6 ore în audieri, repetând aceeași întrebare, după care aflăm tot din presă, deci atenție, eu am aflat din presă că corpul de control al premierului a trimis către DICOT ceva ce n-a prezentat niciodată public. Până în ziua de astăzi, nu există un raport al corpului de control prezentat public, să spună, uite, problema a fost 1, 2, 3. Deci nu știm, nu avem decât informații pe surse, respectiv un comunicat. În luna asta n-ați vorbit cu domnul Câțu despre asta? Ce faci? Sigur că am vorbit și am spus că este inacceptabil ca cineva dintr-o echipă a unui ministru să fie atacat în felul ăsta, fără să existe măcar o discuție decentă despre care este problema, care a fost problema, care sunt problemele administrative care trebuie remediate, pentru că dacă, nu știu, a fost o procedură încălcată, poate trebuie modificată procedura. Dacă... Sunteți și dumneavoastră anchetat în treaba asta sau urmează? Nu din câte știu. Adică okay. Informația... Dar n-am nicio problemă să explic orice, oricui. Mai avem vreme de un telefon. Dorin, bine ai venit la România în direct. Bună ziua! Te așteptăm. Din Oradea vă spun, sunt un tânăr, lucrez în mediul privat, cum spuneați, majoritatea celor care ascultă Europa FM și, din păcate, domnul Vlad Voiculescu, care m-a cunoscut personal la Oradea de mai multe ori, ați venit aici în anii trecuți și pot să zic că sunt în mare parte de acord cu ceea ce spuneau antivorbitorii mei, mai ales pe partea de comunicare. Mă vă spun un exemplu și o pățanie de-a mea personal acum 2 săptămâni, totuși n-am mai fost în spital de foarte mulți ani. La vârsta mea n-a fost cazul și n-am avut de ce. M-am mușcat un câine, am zis că fac toate cele necesare și a rămas uimit că din 6 persoane întâlnite, și aici, de la intrare, portar, cei care te primesc în prima ocazie și mai departe, până la toți pașii, ultima persoană, cea care m-a dat injecția în sine, a fost cea care a salutat, care a vorbit politicos, care m-a întrebat cum mă simt și așa mai departe. Ei bine, cu asta, cred că am zis tot, de ce înseamnă sistemul de sănătate și de ce suntem unde suntem. Adică, da, trebuia să fiți mai tăios, adică nu să vină doamna doctor să-mi spună într-un ton care nu este, nu așa se vorbește cu un pacient. Lăsați telefonul. Adică, bună seara, scuzați-mă, puneți deoparte că vom discuta cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Nimic, frate. La intrare, la fel, am fost șocat, bă, zic, nu se poate, de atâția ani încă nu avem minima cum să discutăm cu un pacient, să-l întrebăm de sănătate, prima chestie, frumos. Am dat niște documente, am primit înapoi, mi s-a imperativ să le iau loc, deși eu vreau să stau în picioare, pentru că nu vreau să mă așez pe niște scaune. Nu era la 4-5 metri distanță de oricine. Și mă uitam așa și mă gândeam, bă, zic, da, e bolnav sistemul, e clar. Spuneți de asta ceva și dacă sunteți sau nu de acord cu mine. Dar sunt de acord cu dumneavoastră și e ceva ce am experimentat și eu. Nu cu mult timp în urmă. Exact. De ce își permit oameni cu un intelect, cu totuși pe școală? Adică, cum adică? Păi, în primul rând, pentru că se gândesc că nu pot fi mutați de acolo. Exact. Exact. Sincer vă spun, am vrut să fac o postare. L-am văzut pe cel care mi-a dat injecția și am spus, uite, domnule, ești singurul din 6 persoane întâlnite, cel care m-a condus, cel care mi-a luat prima la pereție, care mi-a spus ce am de făcut. Toți am vorbit într-un mod în care nu este normal. Nu... Bun, o să vă spun de asemenea că lucrurile astea se rezolvă mai degrabă sistemic și o metodă sau un început este sistemul de feedback pe care l-am introdus în 2016 și pe care urma să-l perfecționez. Sistemul de feedback înseamnă fiecare al treilea pacient, aproximativ,
după o astfel de, după orice fel de intervenție în spital, orice fel de tratament, ca să spun mai clar, primește un șir de SMS-uri sau un SMS cu un link către un formular online în care poate să spună cum a fost experiența. Am introdus asta în 2016. Dacă vă uitați pe site-ul Ministerului Sănătății, în continuare vedeți rezultatele acestui mecanism de feedback. Dar trebuie mers mai departe cu asta și ce trebuie făcut este ca satisfacția pacientului la nivel de medic, la nivel de secție, la nivel de spital, să cântărească în evaluarea medicului, respectiv a asistentei, a infirmierii care are legătură, care intervine în actul medical, a secției și a spitalului. Și în funcție de asta să existe consecințe. Asta trebuie făcut și la asta lucram deja împreună cu un coleg care este specializat în resursa umană în sănătate, dar evident nu am reușit să duc lucrurile la bun sfârșit, dar asta cred că este soluția sistemică, ca ceea ce aveți dumneavoastră de spus să nu spuneți într-o postare pe Facebook, ci mai degrabă într-un fel organizat, așa cum cred că se îmbunătățește serviciul oricărei entități. De asta, la restaurante și oriunde există mecanisme. Mulțumesc tare mult tuturor, mulțumesc Dorin pentru întrebare și observații, mulțumesc lui Vlad Voiculescu. 30 de secunde vă mai țin, întorcându-ne la tema de la care am plecat. Deci dacă ar fi de făcut ceva din partea Ministerului astăzi în chestiunea subraportărilor de decese, ce ar trebui să facă următorul pas? Să verifice cifrele la nivelul spitalelor și felul în care aceste cifre sunt raportate mai sus, nivelul spitalelor în sus. De ce este foarte important pentru noi să știm lucrul acesta astăzi, acum, în acest moment? Pentru că în funcție de date, precum incidență, număr de decese, număr de oameni la ATI, se iau decizii. Decizii despre ceea ce facem în spitale, dar mai ales decizii despre ceea ce facem în afara spitalelor. O mortalitate semnificativ mai mare decât avem astăzi ar trebui să ne dea de gândit, apropo de cum gestionăm pandemia și de cum am gestionat-o până acum. Dar mai ales de cum o gestionăm în continuare. Suntem dispuși să plătim prețul? Care e prețul în vieții omenești pe care suntem dispuși să-l plătim? Asta e o întrebare care, sigur, sună foarte dur, dar e o întrebare la care societatea asta ar trebui să, și guvernul ar trebui să găsească un răspuns. Simplu fapt că nu ne uităm la anumite lucruri sau că nu avem cifrele reale nu este nici suficient, nici în regulă. Ar trebui să avem cifrele reale, să știm realitatea, să știm adevărul și în funcție de asta să luăm decizii cu toată asumarea și responsabilitatea de care e nevoie într-un act de guvernare. Vlad Voiculescu, mulțumesc tare mult, să spor la treabă tuturor. Eu sunt Cătălin Striblea, ați ascultat România în direct. Rămâneți acum alături de Radu Constantinescu. Participă la România în direct de luni până joi, de la ora 13:15 la Europa FM.